Ce mă interesează pe fond? Și aici este o discuție extrem de importantă, pentru că în aceste zile oamenii au nevoie de răspunsuri pe fond. De ce dumneavoastră, ca fost general, actualmente general, dar nu mai sunteți activ, cel care a condus armata și de pe poziția de șef al statului major și ca ministrul apărării, credeți că sunteți mai potrivit decât un om ca Mircea Joană, despre care spuneți, nu este independent, dar n-am vorbit pe fond de ce dumneavoastră și nu el? Eu cred că este oarecum prea devreme să intrăm în această confruntare a atributelor fiecăruia dintre noi. Dar simplu. Adică simplu, pentru oamenii care ne urmăresc, de ce dumneavoastră și nu el? Am să vă spun un argument foarte simplu. Toată viața mea mi-am dedicat-o să slujesc țării. Asta am făcut și asta voi face și de aici înainte. Nu am intrat în politică pentru un scop personal, am intrat în politică pentru că dacă privim la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, consider că am în continuare această datorie să vin și să ofer cetățenilor români posibilitatea să aleagă între toți ceilalți și unul care o viață întreagă n-a făcut altceva decât să își dedice toată activitatea, toată viața slujirii țării. Domnia sa poate să răspundă la rândul domniei sale că a făcut același lucru, că a lucrat ca diplomat pentru țară, că a lucrat ca ministru de externe, că a lucrat în diverse capacități și așa mai departe. Acum, credeți că alegerea oamenilor ar putea să fie în funcție de ce, domnule președinte? În funcție de calitățile umane, în funcție de competență, în funcție de... care ar fi elementul care ar înclina balanța într-o direcție sau alta? În primul rând, oamenii vor alege după cum simt. Și să știți că românii simt foarte bine și dincolo de ecranul televizorului sau dincolo de vocea auzită la radio sau dincolo de ceea ce livrăm fiecare dintre noi pe rețelele de socializare, văd ochii și sufletul omului. Crezi că acolo va fi diferența? Acolo va fi diferența, pentru că fiecare dintre noi, sigur, am intrat în această competiție după o carieră profesională, după ce am stat de vorbă foarte serios cu mine să fac acest pas, pentru că nu a fost deloc ușor. Am fost un om tehnic, un militar care nu am făcut altceva decât să-mi urmez rigorile și tot ceea ce a ținut de cariera militară, iar intrarea în politică a fost o chestiune pe care am, așa cum am spus, am făcut-o cu destul de multă greutate, gândindu-mă că nu am fost pregătit pentru așa ceva. Eu n-am fost un om care să vorbesc, nu am, cum se spune, verbul la mine pentru a putea să transmit mesaje, să fac în așa fel încât să vorbesc, să conving oamenii din vorbe. Am făcut în schimb altceva. Am convins prin fapte. Tot ceea ce am făcut, eu am fost un om care am fost învățat să fac, nu să vorbesc. Vă creează un disconfort sufletesc faptul că, așa cum ați descris mai devreme, nu vă e atât de la îndemână și nu aveți experiența de a explica prin vorbe pe măsura faptelor făcute? Adică aveți o chestiune care vă creează așa o frustrare? Am o chestiune de convingere personală legată de faptul că am văzut mulți care vorbesc, sunt foarte mulți meșteri ai vorbelor, dar mai puțin meșteri ai faptelor. Și pentru chestiunea aceasta, eu cred că în momentul de față, România, la oportunitățile pe care le are, trebuie să aleagă pentru cel care într-adevăr se angajează și se dedică întru totul